Radu, felicitări, ai reușit promovarea în Serie A. Mulțumesc. Într-adevăr, după un sezon dificil am reușit să ne atingem obiectivul și suntem foarte fericiți. Ești pregătit de durerile din Serie A? Te întorci practic în Serie A? Da, am avut deja un sezon de experiență acolo și abia aștept să jucăm meciurile tare cu toate echipele din Serie A. Tu vii după un sezon cu multe meciuri, ai evoluat în 38 de partide pentru Genoa. Cum te simți? Mă simt foarte bine, mă simt mai bine ca niciodată și abia aștept să vină meciurile de la Euro. Cum a fost pentru tine experiența primelor două meciuri ca titular la echipa națională? A fost o emoție foarte puternică pe care am simțit-o și în același timp mi-am dat seama că este un vis împlinit și sper să am cât mai multe meciuri ca și titular la echipa națională. A apărut solid cuplul de fundaș central format dintre tine și Andrei Burcă. Cum vă înțelegeți în afara terenului? Vorbiți mult? Ne-am înțeles bine atât pe teren cât și în afara terenului. Într-adevăr, am făcut două meciuri solide și ne-am înțeles bine și în teren. Ce ți-a transmis selecționerul înaintea celor două meciuri, dar și la final? Mi-a transmis să joc ceea ce știu, pentru că de asta sunt la echipa națională, că merit, că am calitate și să-mi fac jocul normal. Iar la final? La final ne-a felicitat pe toată lumea și a zis că ne vedem la următoarea acțiune. Simți o presiune aparte, ești un fotbalist tânăr, iar postul de fundaș central este unul unde responsabilitatea este mai mare. Nu pot să zic neapărat că simt o presiune, dar când joc cu presiune sunt mai concentrat și nu, pentru mine nu este un dezavantaj că sunt tânăr. Presiune e benefică în cazul tău. Exact, te face să te concentrezi mai bine. Cum ți se pare această grupă de calificare până acum, după primele două meciuri? Într-adevăr, au fost rezultate pentru benefice pentru noi, care suntem pe o poziție bună și sperăm să ne luăm punctele și să nu depindem de ceilalți. Pare și o grupă cu surprize. Kosovo s-a încurcat cu Andorra. Te așteptai? După cum am spus, au fost niște rezultate surpriză, iar spre avantajul nostru este că ne pune pe noi într-o poziție mult mai bună. Tu ești convocat și la Euro Under 21, te vom vedea acolo pe teren. Care e situația? Momentan vreau doar să mă gândesc la echipa de seniori de la națională, după vom vedea ce se va întâmpla.